Ce sare scutere dus în el? Au venit omul de la București. În conjurul țării l-a făcut. M-am răzgândit. Opa! E prea multă acțiune aici, n-am cum să nu o iau. N-aveți bă nicio șansă, mă. A venit Big Ben cu OZN-ul lui, cu nava lui spațială. Eu îi dau full gas ca să vă faceți o idee și tot nu-l iau. Adică e maneta la maxim, ia uitați-vă. Ia. Ușor, tati, ușor. Că ne ducem la tatăl ceresc. Ești nebun. Al tău top pe GPL este? Al meu e pe GPL, al tău top pe GPL? Cum? E pe GPL? E pe gaz, da? Asta ziceam și eu, mamă. Noi aici facem întrecere la vale cu motoarele oprite. Te ascult. A, să merg? Nu, lasă, e ok. Al meu are consum de 2%, mă doare la... Opa! Da, nici că mai fi în spate, tati. Acum cred că o să mă ia. Nu merg de obicei așa tare? Ha? Merge așa tare? Da, chiar n-am mers tare acum. Ia uite-te. Da. Mi-a sărit o piatră. S-a sărit și s-a spart. Da. Dar cred că e doar aia de la protecție. Opa. Bă, ești nebun. Vulturilor, uitați ce-o pățit omul. Da. Asta e ghinionul, frate. Aia e. Bă, dacă tu ai putut să vii din București, să vii din București. Tată Moldova, tată Transilvania, acum am venit, am trecut Banatul și acum sunt aici în... La Reșița. Da. L-am adus la lac, dacă el poate să uble cu 1.25 și să ia facă toată țara. Ia uitați, frate, tu ai navă spațială aici, ai OZN. Dar oamenii stau pe Netflix acum și se uită. Pe Netflix, e fain în pat pe Netflix, când alții se chinuie. Uitați-vă la Big Ben, aici acțiune mare. Stai că trebuie, tu scoate telefonul ca să le arăt la oameni, să filmezi ceva. Să le arăt la oameni. Ai telefon? Cu camera care să și filmeze bine. Nu filmează că... bine, da. Atunci mai bine îi dăm aia jos și filmăm cu aia. Ce vrei mai bă, exact? Bă, omule, uite aici. Da. Ghinion. Da. Asta e. Dar cum ai spus tu? Că mai bine să nu-ți pară rău sau cum ai zis? Bă, nici eu nu mai țin minte, dar nu... Astea sunt lucruri materiale, frate. Astea vin și pleacă. Da. Experiența pe care o ai ei contează. Da. Na, păcat. Ha? Auzi? O să faci și o poză pe eu. Pune-te să fac poză. Nu,
Much, much later. Îți place la Reșița? Da, bă, de ce nu știu de mai aici. Chiar mă bucur. Bă, dar unde ți-i scuterul? Ți-au furat ăștia scuterul. Mi-am făcut manevre. M-am făcut manevre, nu, l-am luat. Subscribe la Big Ben, nu uitați, merită omul. Auzi, subscribe. Auziți ce zice omul? Nu, l-am lăsat și-o lăsat scuterul mai în spate și l-am luat eu cu motorul cu mine. Și o să vedeți probabil la el pe canal, o să vă pun eu link-ul. Da, scuterul e acolo, te las. Da. Parcă așa. Da, da. Merg pe jos până acolo. Diferența, trebuie să-i mai dau încă vreo 2000 diferență. Da. Vorbim. Drum bun. Ai grijă la cauciucuri. Ideea este că uite cum arată cauciucurile pe față la mine. Da, uite. Ăsta avea spire până aici, așa, uite cum s-a rotocit. Hai, îl ducem pe om la scuter și după aia îl duc la garaj. Îl iau cu mine, îl duc la garaj să îi arăt și motorul care urmează să-l filmez. O să filmez un motor pe... Da, ăla, un R6 din 2008. Ideea era că dacă voi ați fi cumpărat motorul ăsta, l-aș fi luat pe ăla, dar nu v-ați omorât cu... Nu, v-ați... Nu, dar acum serios, ce puteți să cumpărați voi la 2000 și puțin de euro? Eu l-am la 2300 pe net acum negociabil, am zis că în 2200, 2100, îl dau și cu 2100, știi? Ce să-ți iei, un Hornet obosit? Ba, adevărat că ăsta are putere mult mai multă față de Hornet, știi? Mie mai tare îmi place ăsta, da? Și toba criminală. Toba de China. Trebuie să vedem ce de treaptă e. Da. Gata? Aici vrei să-l filmezi sau ce vrei să-i faci? Nu, nu, tu ai oprit aici. Păi zici că vrei să-l filmezi, nu știu unde, că nu-i să nu... Da, da, da. Ceau. E ok dacă filmai și noi ceva aici? Te încurcă dacă îl turezi puțin motorul? Un minut numai, că plecăm. Vrea să filmeze. Mulțumim mult. Menuta e de pus. Vreau să-l filmeze, să vadă cum se aude. Dar nu se aude pe filmare. Ce-ți mai place și ție? Nu plec! Hai să mă dau eu jos de pe el. Bă,
Asta mi-a uitat schimbul. Bună afacere. Stai că nu te auzi. Zic că nu te auzi. Bă, s-a meritat schimbul. O meritată? Da, da. Și mai ales că ai mai... Principalul meu. Hop. Hop. Vezi cum, cu motorul merge mai bine decât pe picioare, bă. Vă arăt cum se aude și al meu. Deci gândiți-vă că noi... Altă viață. Băi, ăsta e cel mai silențios scooter. Prea mult strică. Da. Hai. Ia. Bă, poți să... Mi-ai făcut cumva niște poze în mediu cu ăsta. S-am făcut, dați fac în oraș. Da, da. Mergem ușor, l-am adus, acum au venit. Bine, și el a venit într-o perioadă. După inundațiile alea toate, după ploile alea care au fost acum zilele astea. Și eu l-am adus pe drumul ăsta de munte. E foarte mult lisit pe drum. Dar am zis că merge mai ușor. Dar el îi dă omul cu cricul pe jos, n-are niciun stres. Îl zăpăcește scuterul ăla. Hai că o să vă mai filmez. Îl duc la garaj acum să-i arăt motorul care o să urmeze să-l filmez zilele astea, cred că o să fie următorul clip după ăsta care o să-l vedeți voi. Și opresc camera ca să mai avem baterie și îi dau drumul de acolo. El oricum nu știe drumul, stă în spate, deci drumul ăsta l-ați mai tot văzut la mine pe canal. Hai, ne vedem de la garaj. Deci omul pe scooter, ești nebun, a plecat din București, Suceava, ești nebun, pe toată țara a făcut, a ajuns aici și pleacă în continuare. Dați veni repede de sus. Da, nu, nu. Mai stai. Mă zăpăcește cu bătaia. Da? Deci mă zăpăcește cu bătaia. Știi cum se aude în spatele meu? Cum atinge coalea. Mie îmi pleacă fața, de două ori mi-o pleacă fața, bă. Dar merge scooter oricum pe drumul ăsta de aici, a zis că merge. O zis că vrea cu tine să vadă care merge mai tare. Hai, dar mergem în oraș și ne oprim acolo. Îl duc până la garaj să vadă și BMW-ul, merge până la garaj la mine. Bravo, frate! Uite ce la el cum face spatele la scooter. Oh, doamne, doamne! Ce beleat e! Bravo! Ce l-a ținut, bravo! Plăcere că ai venit pe la noi. Dacă vezi clipul ăsta și ai ajuns până în minutul ăsta, să știi că te aștept cu plăcere oricând vrei tu să vin cu-a.
Abonați-vă, frate, la curier de top, îi băleau omul. Voi vă imaginați cum merge, cum pleacă scuterul de sub el. Oh, Doamne, ăsta când ia 600, ați belit-o. Ce să am? E la mândul lui vărul meu. Și ăsta e garajul lui. Bă, ești nebun. Dă-mi cheia. Pe cine? Pasat-o, știi canalul ăla merită toți banii? Da. Ai văzut că s-a filmat în Pasat pe cine? Scoate cum foarte mult. Softuri, că ai putere. Nu, e asta ești trei. Uite, ăsta vreau să-l filmez acum. Ăsta, trebuia să-l iau eu, dar... Mi-a lăsat cheia de lei, l-a plecat. La mare acum. La mare, dar nu vine până în septembrie, nu mai vine. Și m-a lăsat... A, păi nici nu ieșeam acum cu el, am zis că ies cu el mai când e mai frumos. Ține-mi. Hai că bagă șasele înăuntru. Bă, da. Auzi, poți să-i faci tu cu telefonul tău pe mai în baterie? Cheia, trebuie să-i bagi cheia neagră. Nu se vede la BMW, că e sporit acolo. Nu! Ba da, soc. E scop? Da, da. Bine, au parteneria cu acea poziție? Da, da. Ce tare. Dar vezi că nu sună ca ăla, nu se aude chiar așa. 2017 și are bord analog. Da, da. Wow. Am luat și BMW-ul. Să-l mai mișc și pe ăsta puțin, că nu l-am mai mișcat de atâta timp. Și-l mai ducem... Îl mai ducem până într-un loc. Hai, vă filmez de pe drum iar. Păi n-am văzut că-i râit omul. Da, dar e mișto, al mic, e mișto de numai. Deci mi-e drag de el de nu mai pot. Ce părere ai, frate, de copilul ăsta că a venit atâția kilometri? Are cât ai făcut într-o săptămână? 3000? Ce părere am eu? Da. E nebun. E nebun, omul. Băi, băi, oricum eu voiam să fac asta. Eu voiam, înainte să am permis, voiam să fac asta. Prima oară am vrut să fac o bicicletă, că n-aveam permis. Dar na, e greu. Era fai pe bicicletă. Nu e, nu e. Până te alargă un os. Nu-i șmecherie. Ce? Nu-i șmecherie. Eu sincer n-aș face asta. Ce? Ața kilometri. Bă, frate, zic o chestie. Când mai ai nevastă, e mai greu să faci.
Adevărat, mai responsabilități, mai copii, mai... Mare dreptate, e tânăr. Da, da, corect. Acum, că după te ține nevastă. Depinde ce de ce gaci că dai. Mai ții nevasta cu tine? Da. Mai faci? Da. Depinde acum, că dacă vrea să se ducă la baie din 5 minute, te duce pe acel. Mă înveți așa la ei. Ciao. Eu n-aș fi făcut atâția kilometri, sincer. Nici eu. Eu nici cu motorul meu n-aș fi făcut atâția. Nici eu la fel. Frate, am consumul mic. Deci, foarte mic. Pe zi câți kilometri faci? 2-300, plus minus. Pe zi? Deci nu e. Și are consumul mic, el bagă de 20 de lei pe zi benzină. Astea, cazările îl mâncă păi și... Da, nu, dacă aș fi fost pe unul de 1000, clar nu aș fi... Tu gândește, noi când am fost la Vâlci, am băgat de benzină de... 290. L-a dus. Și l-a întors iară de vreo 200. Sau tot a fost, nu mai știu. Am făcut în socoteala, 600 de lei la 3000, 4000 de km, nu mai țin exact. Ești nebun? Da, mă, dar cazările, îl mâncă cazările, cu 1 milion pe zi. Plus mâncatul. Da, mă, dar măcar am văzut toată România. Bă, făcut toate județele, prin toate județele din țară. Câte ai făcut? Toate, 41. Prin toate? Păi de când ești plecat tu? De 8 săptămâni și ceva. Băi, plecat? Aproape toate, mai am puțin. Câte deci am făcut Moldova, Transilvania, Banatul și acum sunt aici, Muntenia. Și trebuie să le termin. Mai ai de făcut, mai ai Bihorul. Mai am câteva zile, mă. Bihorul trebuie să-l faci, dar nu știu cum a ajuns tu. Bihorul l-am făcut de mult, mă. L-ai făcut Bihorul. Da. Și ce mai ai de făcut? Mai ai... Păi aici în Muntenia, județele astea. Tălăr, Magiurgiu, ce mai pică. Stai câte să vedem. Bă, deci a fost prin Suceava, Botoșani, a coborât în jos, a venit pe la Oradea, ai venit? Da, nici nu mai țin minte. Sunt plecat. Bravo, nu contează de unde. Bine că mi-ai zis ce zi, că nu știam în ce zi suntem. Dacă l-am întrebat când postez, că nu știu în ce zi suntem. Și când mi-am dat seama că e duminică, că nu era mai și poștă. Tu știai de el? Vrei să te întâlnești cu el? Da, pe el m-a scris, nu, eu nu știu că vine. I-am scris astăzi. Tu... De la asta, că asta e județ. Deci am venit din București, am fost în Constanța. Deci, stai, uite așa, Constanța, așa, mai, stai, mă scuzi. Stai. Deci, hai că zic așa orientativ, Constanța, am luat toată Moldova, m-am dus pe aici așa. Ai făcut Piatra Neamț, Iași. Am fost de mult la Piatra Neamț state. Uite pe YouTube că le-are încărcate videoclipurile, el tot încarcă. Da. Și acum? Deci, urmează să te duci unde? Deci, noi suntem... Acum e aici, care se vedește. Asta și am terminat România. Asta. Noi n-am făcut așa, nici cu mașina n-am făcut-o. Deci trebuie să mai faci Gorj, Vâlcea, Dolj. Muntenia. Da. Bravo. Bravo. Da. Bă, e... okay, tu, Manciule, când vrei să o luăm și noi așa odată? Mi-e greu până la Timișoara să merg. Asta de-abia îl știu. Uite, la Timișoara am venit astăzi. E departe și până așa. Deci el azi o vine la Timișoara și o băga și ture cu noi. Deci am venit aia la Timișoara aici. Îi zice, îl întreabă acum pe mașină. Caraseveș e departe. Dar tu de cât timp mergi cu motorul? Că tu mergi tare cu motorul. Îl întreabă pe Manciu. Da. Deci ăsta micu când ia 600 le ascultă la mine. În București nu s-a aibă adversar. Știi cum merge? În fiecare curbă așa, cu piciorul afară. Dar nu merge. Bă, de, cu piciorul afară. Le scoți piciorul afară de la fiecare viraj. La absolut. Le ajută că să-și scoate ceva. Bă, nu, la... Să nu cad cu scutele. La absolut fiecare viraj are piciorul afară. Deci incredibil. Și la, pe nisipul ăla, el a intrat, era exact pe mijloc, cu spatele furat, bătut și cum a făcut scuterul. Așa a făcut scuterul. Așa i-a plecat. Așa, da, mă, era nisip pe mijloc, bam, 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 am ridicat, a zis tata, ce ai sus. Nu, tata. Da, e mișto al mic, e mișto, deci e cel mai tare, jur, e bombă. Da, e... Ce este fain de rău? Ia zi, da. Frumos la nisip acolo. Păi... Nu mai vin. Uite, frate, și aia stai privelește, de aici pe tema de asta să vezi orașul. E la mine, la bloc, că am venit cu mașina, am zis că să nu-l bagi cu scuterul pe aici. Și o să-i mai duc acum la stemă, în partea aia altă, să vadă și din partea altă orașul. Și cam, nu știu ce se-mi arăt. Da, mă, dar chiar se vede frumos. Da. Nu place să... Bă, eu aici așa am închei clipul. Mersi, da, frate, că ai trecut subscribe pe aici. Subscribe la Big Ben. Ați auzit ce zis omul? Subscribe, da, acolo. Da. Cine nu dă subscribe, oare mică. Hai, mersi că ați stat alături de noi, ne auzim. Pa, pa.